Peste 250 de milioane de euro sunt disponibili în cadrul intervenției sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Astfel, ieri, 2 noiembrie, Ministerul Agriculturii a lansat sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în cadrul intervenției sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul planului strategic 2023-2027. Sesiunea de depunere este deschisă până în data de 31 ianuarie 2024. Fondurile disponibile în această sesiune sunt în valoare de peste 250 de milioane de euro cu alocări distincte pentru componenta națională și pentru zona montană. Totodată se deschide și sesiunea de depunere pentru proiectele finanțate prin intervențiile crearea sau modernizarea infrastructurii de acces agricol, unde alocarea financiară este de 100 de milioane de euro și crearea sau modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, unde alocarea financiară este de peste 200 de milioane de euro. Ambele sesiuni se desfășoară în perioada 2 noiembrie 2023 29 februarie 2024. Potențialii beneficiari pot depune cererile de finanțare prin intermediul paginii oficiale a agenției pentru finanțarea investițiilor rurale.